Când ai venit în emisiune săptămâna trecută, erau discuțiile la început. Mă rog, s-au și terminat între timp. Nu s-au finalizat discuțiile pentru gnoiere. Însă a fost acea reacție a lui George Becali, care a spus că o să le-am zis, stați că fac o scrisoare către Ministerul Finanțelor și la DNA pentru că au făcut oameni în pușcărie pentru așa ceva. El se referea la modul în care trebuia să se facă transferul lui Gnoiere, 800 de mii pentru... Transferul lui Harlem Costin era făcut pe acte, dacă se întâmpla. Eram în stadiul în care se discuta. Okay. Oamenii încercau să scoată mai mulți bani pentru agenți, pentru că era un buget. În Arabia ți se dă un buget. Așa. Un milion transfer, salariu și manageri. Adică noi trebuia să ne cumva să ne țip în acel transfer. Dar eu, de exemplu, cu Gigi Becali am avut înțelegerea asta de la început. Ana, eu vreau banii ăștia, tu îmi spui ce bani ei, facem acte și aia este. Niciodată n-o să fac eu cu Gigi Becali ceva, bani negri sau în viața asta. Păi niciodată. Bun, dar ce l-a deranjat atunci? Dacă voi aveați înțelegerea asta, nu eu vreau 800 de mii... Nu s-a mai făcut transferul. Cum? Nu, de fapt asta a fost. N-au mai vrut. Au luat pentru banii ăștia... cât a cerut Gigi Becali, cu 500 de mii au luat un jucător de 24 de ani din Austria. Echipă națională. Și atunci n-au mai... A apărut varianta asta și asta a fost. N-am mai avut ce să facem. Nici cu 800, nici cu 1 milion, nici cu 2, nici cu 5. Oamenii și-au luat jucători de 24 de ani. Dar te-a surprins povestea, reacția lui asta? Băi, sunteți nebuni, să vă dau eu 1 milion? Cum să vă dau eu 1 milion? Nu, nu. Dar eu știu pe Gigi Becali cel mai bine. Nu. Nu, eu m-am obișnuit, nu vezi că sunt imună. Nu, n-am niciun fel de problemă. Nu mă interesează nici dacă se vorbește, că îmi fac imagine pe club, pe Dinamo, că vreau 1 milion în plus la un transfer. Eu sunt omul care spun atât de mulți bani vreau ca să pot să fac transferul ăsta. Pe acte îi semnăm, îmi plătesc taxe, asta pot să vă spun despre vânzarea lui Dinamo. Deci nu sunt omul care să-și facă imagine sau ca să... reacționeze în condițiile în care, repet, la Dinamo nu bagă nimeni un leu, de bine de rău eu mă chinuiesc să aduc bani. Iar la Steaua nimeni n-a făcut o ofertă concretă pentru Harlem, eu mă chinuiesc să-l vând. Adică sunt niște chestii așa, dacă putem să lucrăm ok, dacă nu, mergem mai departe, încercăm altă dată.